Teama de a interacționa în pandemie a determinat pe mulți locatari să folosească aplicații prin care să-și plătească chiria, să semneze contractul cu proprietarul, ori să-și achite facturile la utilități. Mai mult a crescut considerabil numărul celor care fac un tur virtual al locuinței. Are două camere, două băi, suprafață mare. Hai să ne închiriem. Ok, zi să luăm. O să fac toată ce vrea. Așa arată o aplicație care îi ajută pe oameni să-și găsească mai ușor o locuință de închiriat. Cei care au dezvoltat softul s-au gândit să elimine birocrația și să limiteze interacțiunile între oameni în pandemie. Chiriașul își poate stabili vizionări, își poate urca documente justificative și poate aplica să închirieze acel apartament în mod digital. Își pune un card bancar, semnează contractul în aplicație. Și proprietarii sunt în avantaj. Scapă de grija neîncasării chiriei, de grija plăților întârziate, pentru că noi garantăm acest lucru către el, indiferent dacă în acel apartament este chiriaș sau nu. Încântați de această variantă sunt și proprietarii care stau peste hotare. Ținând cont de situația mea că nu locuiesc în România și locuiesc în UK, mi s-a părut o modalitate de a închiria proprietățile mele din România într-un mod foarte ușor. Ca să vină în ajutorul chiriașilor în această perioadă, unele agenții s-au axat exclusiv pe vizionări prin tururi virtuale. Are destul de spațios. Câți metri pătrați avea? Studioul are 40 de metri pătrați utili. Ok. Putem să ieșim puțin și pe balcon? Da, da, da. Aș vrea să văd puțin priveliștea, să mă orientez. Am avut situații în care au venit la prima și singura vizionare pe care am stabilit-o direct cu bagajele, fiindcă știau ce îi așteaptă. În schimb, pentru partea de achiziție, e un mic dubiu. Și ar mai fi ceva. Nu poți vedea și afla elementele specifice ale proprietății. Cum ar fi? Instalația sanitară, instalația electrică. De frica infectării cu noul coronavirus, oamenii au apelat și mai mult la variantele 3D. În perioada pandemiei s-a simțit o cerere mult mai ridicată. Cam cu cât la sută mai mult? Undeva cu 300%. Și pentru cei care locuiesc în complexurile rezidențiale s-a inventat o aplicație prin care pot să-și rezolve rapid problemele casnice. Am nevoie de servicii de curățenie. O să intru în aplicație și o să-mi aleg unul din furnizorii agreați. Verific descrierea companiei, precum și un preț orientativ, iar apoi trimit o solicitare. Ca să poți să accesezi un electrician autorizat sau dacă ai o problemă cu o instalație, poți să accesezi un instalator, fără să fie nevoie să stai pe telefoane ore întregi pentru a primi recomandări. Prin aplicație pot găsi oferte mai bune la grădinițe din zonă, restaurante sau cafenele. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.